Bună ziua tuturor! Suntem în fața unui măr, la un prieten. S-ar putea ca și dumneavoastră în grădină să aveți, are și ax central, are și ramuri de arota care se apropie cât axul. Este o tufă adevărată. Ce se poate face în această situație dacă aveți și dumneavoastră așa, un pom plin cu crengi? Sunt două posibilități. Îl întrebăm pe prieten, pe proprietar, ce dorește și în funcție de ce dorește proprietarul, noi facem. Putem să îl formăm cu ax central și în situația aceea vă spun cum se procedează. Se procedează tăind aici, vedeți? Se taie aici și atunci îi facem o șarpantă în partea asta, după care se taie la 40 ca să se îngroașe. Pentru că șarpantele de jos trebuie să fie mai groase și mai lungi decât cele de sus. Cele de sus se taie la mai mulți muguri ca să nu se îngroașe așa mult și să vină așa, sub formă de trapez. Deci, prima dată vom tăia aici. Eu nu tai pentru că domnul nu vrea, prietenul nu vrea cu ax central, ci îl vrea tip vas. Dar eu vă arăt amândouă metodele. Se taie aici și avem prima șarpantă de jos. După care tăiem aici. Vedeți? Aici. Și avem a doua șarpantă și se taie în această zonă. Asta se taie încep. Ar fi a doua șarpantă la partea de jos. Aici am tăiat acestea două și aici la 40 avem a treia șarpantă și cu ax central. În această zonă, la fel, am tăiat aici, am tăiat asta, aici încep, aici la rod, asta o lăsăm pentru că este slabă și asta este slabă, deci am avea 4 șarpante în zona de jos, tăiate la 40, care s-ar îngroșa, ar fi mari și ar fi ceea ce ne trebuie pentru ax central. După aceea, noi am alege mai sus, la 40-50 de centimetri, vedeți cum e aceasta. Este între șarpanta asta și asta. Aceasta nu mai tăiem așa scurt ca să ne dea creșteri mari. O tăiem nu la 3 muguri, ci o tăiem la 6-7 muguri ca să crească mai slab, ca ea să nu umbrească partea de jos. Una între aceste două șarpante ar fi aceasta. În această zonă am avea aceasta. La fel, o tăiem mai lung, nu o tăiem așa scurt ca să se îngroașe și să aibă creșteri mari, o tăiem la creșteri medii, 6-7 muguri. Am avea în această zonă. De asta e al doilea etaj. La fel aici am tăiat și aceasta și am avea 3 ramuri la al doilea etaj. Mai sus ce am face? Aceasta am tăiat-o încep. Aceasta ar fi continuarea axului, iar aici avem al treilea etaj. Al treilea etaj se taie la 9 muguri, mai lung, ca să se crească mai încet și să aibă creșteri mai mici. Am tăiat pe aceasta numai bine între ele, așa. Aceasta am tăiat-o aici, așa, iar aici am tăiat vârful ca să aibă creșteri. Și avem alte trei creșteri. Dacă vrem să ne înălțăm cu axul central la 40-50 de centimetri de la ultima creangă de la al treilea etaj, mai tăiem la 40-50 de centimetri. Dacă de aici a luat-o în partea dreaptă, noi tăiem la o mugure în partea stângă și atunci vom avea al patrulea etaj. Dacă proprietarul dorește să se oprească cu creșterea, noi nu mai tăiem vârful, ci rămâne așa cu mâini. Și atunci mugurile apical dă comandă la creștere din această zonă și el nu va mai crește, ci va da ramuri laterale. Bun, aceasta este dacă l-am face cu ax central. Fiindcă prietenul vrea vas, vom arăta cum se face vas. Deci aceasta este prima șarpantă. Ce merge spre interior, tăiem la rod. Așa. Paralel cu ea avem a doua șarpantă. Căutăm să fim cam la aceeași înălțime, pe direcție în diagonală, tăiem prin transfer și la fel, la 40 de centimetri,
45 spre o mugure spre exterior. Este foarte robustă, tăiem în cep. La fel este robustă, tăiem în cep. Așa. Aici lăsăm această creștere mai mică și aceasta o eliminăm. Bun, deja avem două șarpante. Avem a treia șarpantă în această direcție. Aceasta ar fi cea mai bună direcție și atunci tăiem aici. Aceasta fiind concurentă, o tăiem în cep. Așa. Acestea se încalică, tăiem în cep. Iar acestea lăsăm pentru care muguri de rod și pentru vegetație și ca să intre pe rod. Tăiem în cep. Așa, deja avem trei șarpante. A patra șarpantă este mai slabă și o să o alegem pe aceasta. Aceasta concurează, o tăiem, aici o tăiem în cep, așa, iar aici nu o tăiem la 40, o tăiem la 25-30 ca să atragă mai multă sevă, să le ajungă vă celelalte din urmă. Deci, așa este un măr care a fost ca o tufă, cu ax central, cu și ramuri ca tip vas, care până la urmă, tăind de axul central, l-am făcut tip vas, arătându-vă cum se putea face și un măr cu ax central și cu ramuri pe 3 sau 4 etaje. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip, pe curând!